Așa este, n-am să stau degeaba. 8 martie, am astăzi un croc mama, așa l-am numit, puține ingrediente, dar delicios. Aveți nevoie, în primul rând, de o pâine de mai specială. Puteți alege o pâine rustică, o pâine de casă sau o baghetă, de preferință o baghetă franțuzească. Așa. Mai aveți nevoie de roast beef, de vrăbioară. Vrăbioară, nu? Vrăbioară, da. Eu îi spun roast beef, așa este din obișnuință. Un pic de cașcaval, parmezan. Mai aveți nevoie de hrean, o brânză tartinabilă, unt, fructe, dulceață de coacăze, pentru că fără aceasta nu se poate, și un pic de smântână. Procedura este cât se poate de simplă. Pâinea trebuie dat, după ce o tăiați în felii mai grosuțe, le tartinăm. Se tartinează cu unt, apoi se așează un pic de salată și urmează să fie așezat roast beef-ul. În prealabil preparat, 20-25 de minute la cuptor, nu înainte de a-l trece un pic printr-o tigaie, sare, piper, condimentele clasice. Atât, pentru da? Că, sigur că da. Restul de gust, completarea, vine din sosul de smântână cu crean și cu dulceață de coacăze. Totul se gratinează cu puțin cașcaval. Încă 5 minute la cuptor și asta este totul. Servit cu salată verde, obligatoriu, pentru a-i da o notă de prospețime și pentru a-l face mai special. Dacă auzi, doriți, vrăbioara trebuie să fie bine făcută sau... Nu trebuie să fie bine făcută. Medium trebuie să fie, da, medium. În mijloc trebuie să fie roze. Pe suprafață trebuie să fie acea crustă specifică, ușor de tot crocantă, bine condimentată, lăsată la odihnă înainte să fie tăiată, circa o jumătate de oră, iar apoi, știu eu, tăiată cu ajutorul unui cuțit foarte, foarte bine ascuțit, sau la o mașină de feliat în felii extrem de subțiri, ca și șunca de Praga. Mai multe detalii pe rețeta lui Vlăduț.ro și pe timpul emisiunii. Astăzi facem ceva de...